Sunt Alina Andronache, sunt fondatarea blogului unei mame feministe. Fondatarea vlogurilor. Lucrez la Centru Parteneriat pentru Dezvoltare, dar și am și alte proiecte pe bază de voluntariat. Și, nu în ultimul rând, am 3 copii. A fi o mamă cu 3 copii este foarte interesant, foarte entuziasmant, dar câteodată și obositor și epuizant. Dar e ok. Și aici vreau să spun că este foarte important ca partenerul, soțul să te susțină. Și dacă eu mi-aș asuma cum își asumă toate femeile din Republica Moldova toate treburile casnice și creșterea și îngrijirea copilului, probabil nu aș avea suficient timp să fac și job și activități de voluntariat. Salut! Sunt Alina Andronache. Sunt feminist. Cel mai tare, eu cred că am simțit nevoie de a mă implica când am aflat că voi fi mamă de fată. Am filmat primul episod. Nu m-am așteptat că va fi atât de mult susținere. În 2 zile a dat 40.000 și cu foarte multă lume mă susținea. Au fost foarte puține comentarii negative, de gen ce e asta sau cum. Ion are vlogul Ortodoxia pentru că așa trebuie. El este teolog. Noi în interiorul familiei, dar și cu prietenii, râdem că dacă Iona să devină preot, ceea ce își dorește foarte mult, eu să devin preoteasă feministă. Noi aveam discuții foarte des. Iona îmi scrie câteodată mesaj, scumpă, poate plecăm. Ne gândim cu Ion, nu, hai să încercăm să mai luptăm. Mulți ar crede că a fi tânără în Republica Moldova este foarte greu. Și cumva nu e atât de mare oportunitate de dezvoltare ca în altă parte. Contează persoana, eu contez și nu locul sau țara unde mă aflu. Eu am spus că tati învață și cântă, iar mami vorbește, așa că sora.